Salutare și bine ați revenit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu mă știți, eu sunt Georgiana. Cred că ați văzut deja în titlul despre ce o să fie videoclipul de astăzi, dar o să mă repet în caz că cineva doar a intrat pe videoclip așa și nu știe exact despre ce este vorba. Astăzi o să vă iau cu mine la făcutul sprâncenelor. N-am mai făcut chestia asta de când m-am căsătorit, adică atunci la comunia civilă cred că am făcut prima dată vopsitul sprâncenelor și mi-a plăcut foarte mult și am zis că trebuie să mai repet neapărat procedura asta, numai că nu am mai reușit plecând în Anglia, plecând așa în diferite locuri în care nu știam exact zonele în care aș putea să mă duc la salon să-mi fac chestia asta și neavând încredere în persoane necunoscute, am zis că nu mă risc. Așa că de data asta, pentru că deja am mai prins așa curaj, dacă pot să zic așa, m-am hotărât să mă duc la un salon necunoscut, la recomandarea unei fete, și să încerc această procedură, pentru că nu știu dacă vedeți voi, dar sprâncenele mele nu sunt întocmai perfecte, nici pe departe. Au foarte multe goluri și chestii de genul ăsta și vreau neapărat să fac ceva în privința lor, să arate și ele cât de cât mai normale. Vedeți? Cam asta e before-ul, dacă pot să zic așa, și o să vedeți și after-ul după ce o să fac procedura. Așa că o să-mi fac câteva poze ca să vedeți mai bine cum arată ele acum și cum vor arăta ele după. Și sper să vă placă toată această procedură, să urmăriți mai departe videoclipul ca să vedeți toți pașii pe care îi urmez. Bun, ne vedem în câteva secunde când pornim la drum. Am ales locul potrivit. Cred că trebuia în partea altă mai bine. Ha? Cum arată? Ai o pensie de la tine? Ce s-am? O pensie de la tine? Dar pensia să-și bezi dacă vrei. Nu n-a s-a 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 s-a. How do I look? Super, super. Să-și chești la altă. Sunt foarte negre. It's fine. Se duce culoare, îți dai seama. Ai văzut cum am parcat ochi? It's fine. Îți fac niște poze, ceva. Before shaft, să vede mai bine. Dacă cam închise parcă, dar se mai duce, mai ales aici un pic. Ești în afară.